cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, oameni buni! Ne aflăm în ziua de grație de 6 iulie 2023 și înainte de a intra în cuprinsul emisiunii, v-am spus că avem astăzi o emisiune specială la aniversare, ca să spunem așa. Înainte de asta, aș vrea totuși să fac câteva precizări asupra ceea ce s-a întâmplat zilele trecute, pornind de la emisiunea Cafeaua de dimineață. Știți că luni am ieșit și am spus despre situația inadmisibilă și care aduce a, să spun eu, genocid, așa. E prea cam mult spus genocid, dar putem să folosim și termenul ăsta referitoare la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, în care proiectele cad unul după altul, alea pe fonduri europene. Și am spus că nu se mai poate așa. După care, în ziua următoare, am discutat despre modul în care se desfășoară ședințele de comisii în Consiliul Județean, cum se desfășurau. În sensul că se făceau pe WhatsApp. Da. Se presupune că consilierii citeau proiecte de sute de pagini pe WhatsApp, făceau observații pe WhatsApp, li se răspundea pe WhatsApp. În realitate nu se întâmpla nimic. Am spus că iarăși este inadmisibil în condițiile în care ai la Consiliul Județean un jurist de talie internațională, precum Daniela Soroceanu, mă refer la talia profesională, nu la altceva, un jurist de talie internațională care știe că așa ceva nu este normal, măcar pentru mimarea exercițiului democratic. Și în momentul acesta, președintele actual al Consiliului Județean a spus: domne, gata, facem ședințele de comisii cu dezbatere în planul fizic, nu în ăla metafizico-administrativ sorocienist local. Sau arsenist local. Vom reveni asupra subiectului spital, pentru că și ultimul proiect, acela cu fluidele, la care s-a renunțat, pentru că nu ne mulțumim doar cu explicația că de vină este proiectantul. E ca în bancul acela cu franțuzul și cu femeia din zona Vaslui, care după ce s-au tăvălit printr-o claie de fân, franțuzul extrem de mulțumit i-a spus ceva de genul: tu e divin. Iar ea a răspuns, simplu: ba, divină suntem amândoi. Așa că acolo e mai mulți divină. Ne oprim aici și astăzi ne bucurăm, ca să spunem așa, dar cine știe, poate o să ajungem și în accente mai tragice, cu Adriana lui Gheorghe, la frumoasa vârstă de 65 de ani. Bună dimineața, Adrian, și la mulți ani! Bună dimineața, mulțumesc! Te rog frumos, să-i pui alături, acolo, lângă el, wow, din partea redacției, într-o sticlă de șampanie. Nu i-o pune în față, te rog frumos! Pune-o în lateral, acolo, în colț. În colț, nu în față. Aici. Acolo, așa. Perfect. Mulțumim frumos. Mulțumesc. Deci, n-o să fie la fel de frumoase ca florile și șampania pe care ți-o oferă în mod sigur Biblioteca Județeană Gete Chirilianu astăzi. La ce oră sunt manifestările de... Păi cred că au început mai de mult. Și de când te-au dat afară, nu? Da. Deci, bănuiesc că astăzi sunt ceva manifestări. Totuși, ești unul dintre personajele importante din zona, cel puțin din zona literară, nu a județului, a zonei, chiar a României. Deci, ce program ai astăzi? Unde ești chemat? Da, e o provocare asta. Deci, am început direct, da. E o provocare. No, la bibliotecă nu, probabil că e programul de vară. E programul de vară, la 1 iulie se intră în vacanță, în vacanță prelungită. Și n-au reușit să fac acum. Mai sunt ani, mai sunt sărbătoriri. Pot să fiu invitat la 65 de ani și 3 luni, și 4 luni, și 5 luni. Deci sunt variante. Îmi dai voie să-ți citesc ceva? Te rog.
În cartea asta tradusă în, în selecția de poezii din China, ai o poezie care se cheamă Poem. Și nu vreau să fie nicio aluzie. O lume întreagă luptă să nu scriu versul următor, să nu scriu poezia următoare, să nu scriu cartea următoare. Încheiem. Da. Apropo, ei, de... Cărțile le scriu pentru că asta, cred eu, mi-este menirea pe, pe lumea asta. Ele apar în ritmul pe care mi l-am impus și dorit de altfel. Destul de, destul de susținut. Nu mă raportez la întâmplări din bun, deci, realitatea imediată. Deci, hai ca să încheiem. Nu ai nimic în program cu oficial din neamț astăzi. Nu. Nu, dar nu trebuia să-mi organizez eu. Dacă păi nu, de asta zic. Da. Ei, dacă ai fost anunțat. Aș fi, dar poate... fac, aș fi vrut să fac o lansare de carte. O facem în emisiune. O facem în emisiune. O facem în emisiune. Da. Deci nu ai nimic oficial. Atunci este o onoare pentru Mesagerul de Neamț să te sărbătorească primii, ca să spunem așa, în mod oficial. Îți spunem la mulți ani tot ce-ți dorești. Mulțumesc mult. Și cărți și... cât mai multe apărute și... cu recunoaștere, ca să spunem așa. Acum hai să vedem ce lansăm astăzi. Lansăm astăzi o mușcătură. Mușcătură. Uite, eu mi-am pus niște semne aici, pentru că am nevoie de ele. O să arate un pic mai urât. Dar asta este cartea. Nu mai zoomăm acum, dar dacă putem și zoomăm. Dacă nu, nu, nu e o problemă. Ia să vedem. Da? Pe copertă, Adriana lui Gheorghe și un tânăr. Pe... la autori, Adriana lui Gheorghe și Vlad al lui Gheorghe, deci tânărul, presupun că este Vlad, băiatul lui Adrian. Haide, Adrian, să vorbim despre ce este vorba. Da, e o carte mai specială. Se spune că ar fi unică în literatura noastră, pentru că e un dialog. Fiul meu m-a provocat la începutul anului 2022, stând noi de vorbă la sărbătoarea Crăciunului în 2021, spunând anecdote din viața, din istoria mea, Vlad zice, tata, ce-ar fi să te provoc la un dialog mai amplu și toate astea să le punem într-o formă, într-o formulă. Am fost de acord și începând cu 1 ianuarie 2022 până pe 31 decembrie 2022, timp de 365 de zile, am primit 365 de întrebări și am răspuns la toate așa. Am lucrat după un program destul de strict. Ai primit vreo întrebare la care ți-a fost frică să răspunzi? Nu. N-am evitat niciun răspuns, n-am evitat nicio întrebare. Pentru că am trăit cu viața la vedere, n-am avut nimic de ascuns. Și neavând nimic de ascuns, toate lucrurile... Nu mă refer neapărat la lucrurile astea, nu, la lucruri care țin de intimitate, de... Nu, toate lucrurile pe lumea asta au un răspuns. Dacă știi să-l formulezi, dacă știi să-l spui, dacă ai înțeles ce ai trăit, și atunci toate astea s-au găsit, se regăsesc în această carte. Da, ele întrebările au venit nu întotdeauna... După o logică, au fost și la întâmplare, dar după ce am încheiat anul, ne-am întrunit noi în atelierul de lucru și vreme de 2-3 zile le-am reordonat și le-am pus în 12 capitole, cele 12 luni ale anului, cu oarecare așezare tematică. Am pornit de la ce ne-am propus inițial, după care am trecut prin copilărie, am trecut prin... hai să zicem, inițiere, pentru că ea, până la urmă, carte este, are și un rol inițiatic pentru mine, dar și pentru un eventual cititor, pentru că e o modalitate de a vedea cam cum evoluează sau cum a evoluat o viață de scriitor, de intelectual, într-o lume destul de complicată, pentru că trebuie să spunem că venim din comunism, am trăit 31 de ani în comunism și... 34 după, în capitalism, în noul capitalism, așa că am acumulat destulă, suficientă experiență și de istorie, și de viață, și culturală. Haideți să îmi dai voie. Ana Blandiana scrie pe coperta cărții că ideea a entuziasmat-o când ai anunțat-o că vei publica o carte de dialoguri.
Și spuneam, imaginam un interesant dialog de genul părinți-copii desfășurându-se pe tema hiatusului dintre generații. A fost destul să citesc prima pagină ca să descoper că am în față o carte infinit mai complexă, că cei doi protagoniști ai dialogului nu sunt atât un tată și un fiu, cât doi scriitori aparținând unor generații succesive. Este vorba de fapt, am sărit un pic, dar despre o exhaustivă și extrem de nuanțată monografie a Adriana lui Gheorghe. Un dialog monografic, spune subtitlul cărții, care reușește să sugereze nu doar un portret al scriitorului, ci un portret al epocii sale. Și asta mi se pare mai important acum, în momentul ăsta. În timp ce citeam interesantele întrebări, pline de curiozitate și empatie, mă întrebam ce ar fi dacă, în a doua jumătate a cărții, rolurile s-ar inversa și tatăl ar descoperi portretul și lumea fiului. Interesant. Da, întrebarea, de fapt, sugestia Anei Blandiana este de reținut, mai ales că în dialogurile mele cu Vlad, la un moment dat, el îmi spune foarte limpede, vai de părinții care nu ascultă de fiilor. Pentru că trăim într-o vreme în care timpul s-a inversat. Timpul și-a inversat sensul, parcă, și generația foarte tânără, generațiile tinere, sunt cele care au intrat în ritmul timpului. Noi s-ar părea că suntem ușor defazați. Dacă se schimbă paradigma umană, se schimbă paradigma istoriei, se schimbă paradigma culturală chiar în omenire, pe acest suport care este internetul, acest suport care înseamnă comunicarea imediată, rapidă, din toate unghiurile lumii, ei, dacă nu îi înțelegem și nu îi urmăm și nu îi ascultăm pe tineri, atunci, într-adevăr, atârnăm în istorie și nu trăim istoria. De asta sugestia Anei Blandiana este una foarte bună și probabil că, la un moment dat, dacă vom avea timp, vom avea viață, vom avea energie, o să facem și dialogul invers. Adrian, eu sunt foarte curios. Întâmplarea face că suntem destul de apropiați ca vârstă și avem și copii destul de apropiați ca vârste. Cât din întrebările care au dus la apariția acestei cărți s-au referit la perioada până în 1989 și imediat după? Cât de curios a fost Vlad al tău de ce a fost înainte, pe perioada comunismului și la Revoluție? Da, e bună întrebarea și, într-adevăr, și bune întrebările lui, pentru că a fost foarte curios. Mă interesează dacă a fost curios. Într-o casă, într-o familie, într-un dialog, întotdeauna facem referire la niște momente mai vechi din istoria, sau istoria recentă este produsul unei istorii mai vechi. Că e dialectica, nu? Până la urmă. Ei, Vlad a fost foarte curios. Cum am copilărit, cum am învățat primii ani de școală, cum am apropiat de literatură, de poezie și apoi cum se trăia în comunism. M-a pus să descriu o zi din copilărie, cum era copilăria unui copil într-un sat lângă casa lui Creangă. Am văzut întrebarea cum te-ai întâlnit cu... Cum ai conștientizat, cum am conștientizat că ești acolo, lângă Creangă? Mie mi se părea nefiresc și nu făceam relația între casa pe prispa căreia ne jucam. Noi ne jucam, eram copii pe prispa casei lui Creangă și faptul că îl învățam la școală. Învățam niște texte de Ion Creangă. Nu legam lucrurile astea. Până m-am dus într-o tabără la Năvodari, cred că eram prin clasa 5, a 6, cred că eram, și a fost un concurs cu temă Creangă. Ei, am răspuns la toate întrebările, am câștigat concursul și când m-am întors acasă, m-am dus cu altă perspectivă, cu alți ochi, să văd casa lui Ion Creangă. Da, Vlad m-a întrebat de ce nu ne-am revoltat înainte de 1989. Ce bun, astăzi dacă ceva nu este în regulă, te revolți imediat. Ne ieșim în stradă, protestăm. Și am explicat ce înseamnă să te naști în lagăr. Când nu conștientizezi, nu vezi decât limitarea orizontului, un orizont prescris și proscris, așa, și trăiai acolo. Îți făceai fericirea în acele limite. Ei, când am descoperit cărțile, când am descoperit cărțile mari, marea literatură, am putut să evadăm din realitatea comunistă
în afară. Și atunci, prin cultură, am reușit să intuim ce este libertate. Pentru că nu știam ce este libertate. Bun, era o intuiție, de fapt, dar că încă nu... Și acum, apropo de ce spuneai tu, te-ai născut în lagăr, eu mi-aduc aminte și spuneai că Vlad, acum când suntem nemulțumiți, protestăm. Păi, tu ai o experiență destul de proastă, ca să spunem așa, cu protestul în perioada actuală. Ai protestat la un moment dat, ai ieșit în stradă și la scurt timp, mă rog, nu ai singura cauză, ai fost schimbat din funcție, dat afară. Deci, nu știu dacă s-a schimbat ceva foarte mult. Acum poți protesta, dar efectele vin și acum. Da, e o carte întreagă pe această temă, Supraviețuitor în România lor, care a apărut cu 2 sau 3 ani în urmă. N-am adus-o acum în emisiune, dar tu da, o ai. Știu, da. Și e o carte, studiu de caz de altfel, ce înseamnă reminiscența mentalului comunist, dar de fapt nu era nici măcar comunist. E o ticăloșie păstrată în, la un anumit nivel administrativ și care se războiește exact cu ce nu trebuia, cu cultura, de exemplu. Pentru că eu asta făceam aici, nu neapărat cultură instituțională, făceam cultură în genere și trăgeam după mine o comunitate la nivel cultural. Bun. În același timp, mă uit în jur, în țară. Văd tot felul de administrații de tip județean, de tip local și mă mir de fiecare dată cum la noi parcă tot este încremenit într-o stare ieșită din obișnuit. Mă duc la Alba Iulia, de exemplu, am fost invitat recent la Gala Poeziei Românești. Președintele Consiliului Județean era prezent, dar nu era acolo pe post de mobilă sau devenit oficial. Să nu, taie pamplica. Nu, era venit acolo ca un om care știa ce înseamnă fenomenul cultural, știa ce înseamnă poezia română actuală, care a comunicat cu noi. Merg oriunde în țară, la Bistrița Năsăud, la Sibiu, la peste tot, dar nu mai nu discutăm. Bistrița este deci un exemplu interesant din punctul ăsta de vedere. Putem vorbi de o coparticipare a administrativului care înțelege că ia cultura, dă identitate și individului, dar și comunității, că ia cultura română este cea care ne dă până la urmă și titulatura de români și nu altceva, pentru că cultura înnobilează. Ori aici, în zona noastră, parcă trăim într-o zonă care centrifugează tot. Administrația județului e o centrifugă care aruncă tot peste bord. E ceva... De asta eu m-am retras între cărțile mele, m-am retras între paginile mele. Și nu ești retras chiar de tot, totuși. Ești consilier județean, local, scuze-mă. Sunt consilier local, sigur că da. Și mai spuneam eu într-o emisiune că m-a interesat nu neapărat latura politică, cât latura civică și culturală, pentru că e o componentă a acestei posturi de consilier. Pot să influențez la un moment dat exact actul de cultură și actul civic în comunitate. Da. Bun. Revenim la întrebările lui Vlad către Adrian. Sigur te-a pisat pe momentul Revoluției. Eu când stau de vorbă cu tineri, la vârsta aceea, al lui Vlad, toți întreabă, dom'le, ce a fost acolo? Cum s-a întâmplat la Piatra Neamț? Bine, și în România, dar la Piatra Neamț. Sigur te-a pisat. Și eu, din ce am văzut, i-ai spus câteva lucruri aici, care nu le-ai mai spus și altă dată. Inclusiv faza aceea când făceați voi pe Pistruiatul, sub balconul cu activiști și securiști. Mi-a plăcut foarte mult chestia. Când v-ați dus voi la un telefon public, tu și cu Aurel, Dumnezeu să-l odihnească, Mitrașcu, și ați sunat-o pe doamna Ghica, dacă nu mă înșel. Treceți-ne și pe noi pe listă. Sunt curios cum a reacționat femeia aceea. Da, era în noiembrie. Deci cu o lună înainte de... 1989, da. La Europa Liberă a apărut lista celor 18 și erau personalități din toate mediile, din toate orașele țării. De fapt, cei mai mulți erau din București. Mai erau ceva, cred că era din Timișoara. Nu mai țin minte, Vasile Popovici, parcă, și mai era Liviu Ion Stoiciu de la Focșani.
Ei, noi imediat am reacționat la asta și ne-am dus la telefonul cu fisă din fața județenii de partid. Am băgat fisa și am sunat... Din fața județenii de partid. Am sunat pe Magdalena Ghica, Magda Cârneci. De fapt, dar de unde aveați numărul? Îl știa? Da, noi comunicam între noi. Da, noi 80-iștii comunicam între noi, scriitorii. Așa. Pentru că, până la urmă, 80-ismul se caracterizează exact printr-o prietenie, zic eu, exemplară în literatura română. Și am sunat-o și am spus, Magda, uite, noi așa vrem și noi să ne afiliem la protestul acesta, scrisoarea celor 18. Ea a fost extrem de rezervată, pentru că puteam fi provocatori. Puteam fi. Noi eram de o inocență ieșită din comun. Eram entuziasmat de ce ascultasem la radio, de comentariile care se făcuseră și ea a zis că nu are control, nu știe cine a inițiat-o, nu știe și așa. După care l-a sunat pe Liviu Anstoiciu. Liviu Anstoiciu a zis, da, măi, sigur că da, dar să știți că vă expuneți la un lucru foarte dur. Pentru că nu se știe ce va fi după ce numele voastre vor ajunge acolo, ce se va întâmpla de fapt. Așa. Ne-am spus că nu ne mai pasă. Nu ne mai pasă ce se va întâmpla, pentru că se simțea în aer, și tu știi lucrul acesta, se simțea în aer că se va întâmpla ceva. Eram într-o relație foarte bună atunci cu domnul Anton Uncu, Dumnezeu să-l ierte, care era cu domiciliu forțat la Piatra Neamț. Haideți să spunem că atunci la Piatra Neamț era Anton Uncu cu domiciliu forțat, mai era cu domiciliu forțat, scapă... Cel cu... Da, care... Un jurist. Petre Ninosu. Ninosu, da. Petre Ninosu. Nu mai știu dacă mai erau băieții de la Brașov. Unul dintre cei care... Da, era apart... și unul de la Brașov. Dar noi doar pe Anton Uncu îl cunoșteam, care lucra la bibliotecă și era pus la bibliotecă să fișeze ziarul Scânteia. Ziarul Scânteia, în fiecare zi, el trebuia să facă fișa ziarului și să... a ziarului Scânteia. Era un mod de reeducare. Așa, dar el o făcea cu foarte mult haz, încât după amiază ne întâlneam, ne plimbam și ne povestea, muream de râs de știrile care apăreau în ziarul Scânteia. Făceam așa o trecere umoristică prin actualitate. Ei, Anton Uncu ne-a zis atunci, zice, măi, vă expuneți foarte tare. Zice, pe mine, de exemplu, m-au luat sub protecție, ne-a spus el atunci, câteva ambasade. Ambasada Olandei, mai nu știu care. Zice, eu acum cred că sunt păzit pe aici. Așa, ca să nu mi se întâmple ceva, ca ceva. Să nu dea pretext, da, de... evident, zice. Cum era și Dinescu la un moment dat. Să nu răcesc, zice. Pe când voi, Doina Cornea. Așa este. Pe când voi, dacă vă expuneți, nu vă apără nimeni. Așa. Ei, Liviu Anstoiciu a fost cel care a reacționat. Ne-a pus în gardă, ne-a pus în temă. Și după aia numele noastre au fost puse la Europa Liberă, numele așa, pe o listă mult mai amplă de altfel, de oameni care s-au afiliat și au susținut scrisoarea celor 8. Eu, dacă ar fi să scot ceva în evident, mi-a plăcut foarte mult în ce povestești tu aici. O chestie, uite, acum chiar mă gândesc numai la ea de când am văzut sintagma pus aici. Ai spus că revoluția, mă rog, revoluție, așa, a avut și variante la negru. Așa spui la un moment dat aici. Revoluția tuturor, cea a disperării, a avut și variante la negru. Și mă gândeam acum, cât au participat în Neamț la această variantă la negru a revoluției? Cât au fost la revoluție cu în misiune? Hai să nu spun... Păi tocmai asta, tocmai de asta am și spus nuanța asta și bine că ai prins-o, faptul că a fost o bătaie pe certificate de revoluționari, pe niște drepturi, unele reale, altele iluzorii. Eu din primul moment am refuzat orice drept și orice plată și am spus că la 22 decembrie 1989 au fost 22 de milioane de revoluții în România. Fiecare și-a trăit revoluția lui. De asta eu mi-am trăit momentul meu, care a fost unul, zic eu, extrem de bine justificat și am și spus de ce revoluția mea a reușit. Altora nu. Tu ai avut niște posibilități, ai niște oameni. Ai sunat atunci cu Aurel, erați poeți, erați cumva în afara, erați în atenție. Aveam două cărți apărute. Erați în atenție. Da.
ai avut curiozitatea să te duci la CNSAS să-ți cauți dosarul, dacă exista? Da. Am fost, am primit mai multe răspunsuri în prima fază că nu am dosar de urmărit, după care am primit răspuns că dosarul există în sinopsis, dar deci consemnat, da, e scris. Dar e dispărut de la Neamț. Uite, ca să vezi cum te asemeni tu cu Ionel Arsene în privința asta. Și el este trecut în sinopsis, cum ai spus tu, dar dosarul i-a luat foc. Al tău a dispărut, uite, al lui a luat foc. Așa. Uite cum vă întâlniți, da, voi e doi. E dispărut de la Neamț. În același timp, când am fost vremelnic în Parlament, unul dintre colegi care se ocupa exact de acest lucru mi-a spus că dacă mai sunt activi dintre cei care au lucrat în sistem și au urmărit și au dat note informative, e posibil ca dosarul să fie ascuns. Pentru că nu pot să fie deconspirați cei care... Mai încearcă acum, că în mod normal, la vârsta lor de pensionare, n-ar mai trebui să. În momentul acesta eu am primit acreditare de cercetător la fondul CNSAS, mi-am făcut tot dosarul, am primit acceptul, aștept doar să am timp să merg să cercetez eu, pentru că una din temele pe care aș vrea să le cercetez și să le exploatez chiar literar, ar fi barajul de la Bicazi. Pentru că acolo a fost o istorie și e o poveste... Cu bune și rele. Cu bune și rele, evident. Cu bune și rele. Evident. Pentru că acolo a fost o muncă titanică, urieșească și dincolo de asta sunt efecte extrem de pozitive în societate. Dar drama individuală și ceea ce mai știu chiar din niște însemnări al lui Geo Dumitrescu, al scriitorului și așa mai departe, pe un mal al Bistriței lucrau deținuții politici, pe alt mal erau civilii care lucrau pentru aceeași cauză. De asta aș fi vrut să văd toate documentele din epocă. Nu mă interesează neapărat dacă au fost mici sau mari turnători prin sistem, pentru că ei mișunau, erau, ei și știm de altfel. Am și spus în carte. Îi știu. Dar sunt atât de neînsemnați încât n-am ce să le fac. Spunea părintele Iustin, domnule, au fost și ei niște instrumente. Au fost și ei niște instrumente. Zice, nu ei sunt rău cel mare. Ei au fost niște instrumente, că dacă nu era X, ar fi fost Y. Ei oricum își făceau norma de oameni care să lucreze pentru ei. Și mă mai întreabă Vlad la un moment dat, zice, tata, dar pe tine nu te-au solicitat niciodată să devii, să intri în sistemul lor. Și am spus lui Vlad, zic, măi, probabil că exista o analiză preliminară a fiecărui individ în parte, probabil că era o supraveghere preliminară, zic, nu m-au întrebat niciodată. Niciodată, zic, bine că n-aș făcut pasul, că tot timpul a fost prudent la orice lucru de acest tip. Dar nu m-au întrebat. Și zic, ți-amintesc ce spunea Solzhenitsyn? Solzhenitsyn spunea așa, că KGB-ul a împărțit lumea în două. Unii erau cei, materia primă pentru ceilalți care trăiau bine de pe urma celor din lagăr. Da, deci era o materie primă. Și aici pot să amintesc, în 1964, când la Iud a fost marea deschidere a porților și deținuții politici au fost puși în libertate, cei câteva mii de gardieni, paznici, administrativi și așa mai departe, s-au revoltat. Adică cum ne luați... Ne luați pâinea de la gură. Ne luați pâinea de la gură, adică le dați drumul ticăloșilor ăștia și noi ce facem acum? Ne întoarcem la sapă și la... Crescut animale, rânit garajduri, da. Nu. Deci asta a fost o revoltă. Nu mai țin minte câte... Nu, 1700 erau de angajați în jurul lagărului de la Aiud. Da. Te întreabă Vlad, cum a fost prezentă securitatea în viața ta? Văzută și nevăzută. A fost văzută și nevăzută. Am avut câteva întâlniri în sensul că au făcut o descindere la mama acasă și mi-au luat niște reviste. Așa. După care
după momentul de care am vorbit mai înainte cu noiembrie, cu acel telefon dat, trimis ca să ne afiliem la scrisoarea celor 18, colonel de securitate, cred că Stanciu se numea, a mers la Petrică Mândru, Dumnezeu să-l ierte, directorul Casei Pionierilor, unde lucram, atunci aveam catedră de creativitate, și a cerut să-mi găsească un motiv și să mă dea afară. Și Petrică Mândru a spus, dacă îmi găsiți unul măcar la fel de bun ca el, îl dau afară, dar până nu-mi aduceți, deci eu nu pot să fac lucrurile. Dacă nu mă înșel, stătea undeva pe Ștefan cel Mare, avea casă, domnul Stanciu. Parcă așa țin minte. Nu, aici în zona cartierului Nemțesc. Da, în zona cartierului Nemțesc. Cartierul Nemțesc, da. Bun, haide că nu mă pot abține. Te-a întrebat, Vlad, dar ne-am spus cei care te întâlneai zilnic erau turnători, dar printre scriitori. Poți să dai niște exemple? Mă rog, și acum o să-mi dai voie să citesc. Cu certitudine, dar fără să am proba scrisă. Știu că unul dintre cei mai zeloși turnători a fost și mai este un poet și prozator și eseist și publicist, critic de artă, fost bibliotecar școlar, fost șef pe aici pe acolo, care și-a construit rostul în viață pe această preocupare. Ca scriitor este un grafoman penibil, ca eseist un scremut. Nici critic de altă nu este, ci doar un penibil farseur. Îmi place foarte mult portretul făcut. Nu știu despre cine e vorba. Nu știu. Că, da, deci, e și multă ficțiune în ce scriu. Am înțeles. Dar totuși nu pot să termin. Altul cu funcție în structură a fost tot critic de artă, dar foarte persuasiv și guraliv. A părăsit orașul când era cât pe ce să fie dat pe gol. Mai era un Popescu care se vântea pe lângă toți artiștii ca să toarne cu spumă și turna. A fost și un Georgica, activist cultural, care Dumnezeu turnătorilor să-l ierte, avea normă de note informative. Deci, efectiv, îmi vine să mă distrez, să râd și să... Așa. Și la redacția ziarului local Ceahlău, pe care o frecventam în tinerețe, zice la un moment dat un amic, domnul Viorel, mai în grumă, mai în serios. Aici, în redacție, nu ne termine de turnători, fiindcă nu știu pe unul care să nu fie. Și dumneavoastră, întreb eu cu naivitate. Ei, am turnat așa, numai de-o poftă, îmi spune, cu umor îi cunosc, domnul Viorel. Deci este fabulos pasajul, tot pasajul, adică tot timpul stai și crezi, zici, băi, ce mai urmează. Așa, de-o poftă. Bun. Ideea este că aici e o istorie a zonei noastre. Absolut. Acum, o întrebare care o așteptam să văd, ci că nu știu, ai scris în spiritul epocii, ai scris poezii cu ideologia la vedere? Te întreabă Vlad. Te întreb și eu. Da, răspunsul este acolo. Da? Nu am scris cu poezie cu ideologia la vedere. Mi s-a atribuit un text când eram în armată, în ziarul Ceahlăul, care nu era al meu, Serios? Da. S-a întâmplat lucrul ăsta? Da. Aveau norma de făcut pagină. Eu abar n-aveam, eram în armată. Eu nu mă apucam eu să scriu așa. Și după aia, la o vreme, domnul Viorel Tudose a recunoscut că el așa a luat de la un tip, Ion Vergu Dumitrescu, care trimitea nesfârșite pagini la redacțiile ziarilor județene și a luat un text de acolo și mi l-a publicat. În rest, de exemplu, poezia cu care am debutat, poezia absolută, eram în clasa 6-a, Având frumuseții în cutezătorii. Așa. Acolo mi-au modificat finalul și mi-au pus ei cuvântul comunism. La final. N-avea nicio legătură cu ce spuneam cu restul, dar ca să poată să publice... Da, ca să publice în, da. Iar cel care gira era Virgil Teodorescu la revista Cutezătorii, un poet avantgardist din perioada interbelică trecut la comunism după aceea. Ei, da, asta țin de o anecdotică, zic. Și am mai publicat poezii genul, eram prin clasa 7-8, dar poezii foarte duioase și frumoase despre Valea Albă, o vale de oase. După aia mi-am găsit un text foarte frumos, au venit zimbrii cei mari și așa mai departe. Texte mari, dar în rest nu am avut, ne feream, pentru că ajunsesem la marea literatură și marea literatură nu te lăsa să evoluezi aiurea. Bun. Cum s-a produs adaptarea la lumea, hai să-i spunem, nouă pentru tine? În carte apar tot felul de episoade, mă uit în partea de rezumat de la final pe fiecare lună și
văd că povestești despre lucrul ăsta, dar spune-ne în rezumat, cum s-a produs adaptarea ta la, hai să-i spunem, lumea nouă, deși, mă rog, mult timp nu puteam vorbi despre o lume nouă. Cu foarte multă speranță. Revoluția a fost o desfătușare a energiilor. Am preluat această lume nouă cu speranța că de-a doua zi va fi nemaipomenit. Ei, n-a fost așa, pentru că nici n-ar fi avut cum să fie logic. Și legic n-ar fi avut cum să fie, pentru că ar fi trebuit să fie fiecare om să se schimbe odată cu Revoluția. Era greu să se întâmple. Însă noi, cei care aveam suportul cultural, care știam ce înseamnă libertatea și mai ales care știam că și care știm că libertatea este cel mai greu de gestionat. Oamenii liberi nu știu ce să facă cu propria libertate. Așa, ei, noi care știam, cred că ne-am adaptat într-un fel, sperând, în lumea nouă. Mă uit acum la foarte mulți nemulțumiți care compară viața de azi și lumea de azi cu lumea de dinainte de 1989. Cred că e un păcat teribil acesta să compari lumea de azi cu ce am trăit înainte. N-aș mai termine mulți 5 minute. Mulți nu știu ce s-a întâmplat. Nu pot realiza că lucrurile acelea erau dacă posibile. Dacă o zi ar trăi generații de azi în aceleași condiții pe care le-am trăit noi până în 1989, cred că altfel ar fi înțelesul. De asta eu merg pe ideea că trebuie să reanalizăm un pic istoria de până în 1989, să avem în curicula școlară un obiect chiar de studiu al comunismului. Pentru că... Dacă tot am început cu Holocaustul, studiul Holocaustului, poate am extinde un pic și am vorbit nu neapărat. Sunt de acord. Forțăm termenii Holocaustul comunismului... Evident, Holocaustul roșu. Așa. Există un Holocaust roșu, exact. Trebuie și asta analizat, studiat. Uite, mi-aduc aminte acum că ai spus, doamne, ce își poate închipui un student astăzi că stăteai într-un cămin în care n-aveai voie să ții frigider, evident, n-aveai voie să folosești prizele, erau sigilate, făceai de sus de la bec, trăgeai două fire și alea dacă te prindea te dădea afară din cămin, aveai cartelă de cu care te puteai duce dacă erai înregistrat oficial la cămin și nu mai vorbim de restul lucrurilor. Bine, era și partea cealaltă, care putea fi, să-i spunem, partea bună. Existau niște condiții de învățat, adică puteai să înveți dacă vroiai. Da, e altă poveste, de aia trebuie analizată cu foarte mare atenție. Tocmai de asta zic că ar fi trebuit să nu ne îndepărtăm chiar uitând, ci să ne îndepărtăm, dar analizând, să vedem, pentru că istoria se poate repeta, în orice moment se poate păi repeta. Păi se repetă. Și în carte povestesc lucrul acesta, în ce context se poate întâmpla o revenire a istoriei. Pentru că există acest progresism, acest neomarxism care bântuie din America până în Europa, dar știi cum este asta? Îi spuneam lui Vlad, știi cum este, zic, neomarxismul? Sunt oameni care găsesc bombe neexplodate undeva pe terenul agricol. Și încearcă să vadă ce e acolo. Și bunii chiar încearcă să taie cu bonfire-ul un obuz. Și normal, efectele sunt catastrofale. Ei, cam asta este joaca cu neomarxismul în lume. Uite, cineva mi-a trimis o imagine, este absolut fabuloasă. Nu se poate vedea acum la televizor, dar pe un grătar sunt puse două grenade. Și spune așa, vine-te la grătar, dacă nu mai postez, înseamnă că le-am ars. Știi? Apropo de ce spuneai tu cu... Păi tocmai asta e neomarxismul și neoprogresismul. Eu vreau să spun că neomarxismul ăsta a depășit pentru noi orice limite. Încă unii nu s-au convins, din cei din generațiile mai tinere, că este o mare problemă. Citeam zilele trecute o fată, jucătoare de tenis, ok, româncă, cârstea, da? Da. A postat și ea undeva acolo, ci că redați femeilor feminitatea, nu, redați bărbaților masculinitatea, ceva de genul ăsta, femeile lăsați-le să fie feminine și redați inocența copiilor. A pus și ea pe
Twitter, pe Instagram, da. Pe ce pun ei. A urmat un val de ură la adresa ei, s-au sesizat comunitățile LGBT și au făcut-o praf. Au făcut-o praf. Pentru ce? Deci s-a ajuns la niște lucruri inimaginabile. Nu mai vorbim de idioți cretini care distrug opere de artă în muzee, care vor să dea jos statui, care vor să scoată din filme de mare valoare imagini, să le refacă. E o nebunie și mi-aduc aminte cum aruncau naziștii cărțile și le deau foc. Este exact evident. Același lucru. Evident. Este exact păi, același lucru. Asta ce vorbeam mai înainte. Dacă nu conștientizăm comunismul, fascismul, holocaustul roșu, holocaustul celălalt, toate, dacă nu le conștientizăm, atunci riscăm să ne întoarcem într-o caricatură de lume. Dar în același timp nu prea poți opri lucrurile astea. Ele sunt, se rostogolesc temeinic. Ne uităm în Franța acum ce se întâmplă pe străzi. E uluitor ce se întâmplă. Adică faci protest pentru că un infractor, sau mă rog, posibil infractor, a refuzat să oprească la somația poliției. Este o nebunie. Dar este rodul unei politici a statului francez care, cum să spun, și-o merită până la urmă. Și aceste atitudini neomarxiste și neoprogresiste. Așa este. Cauți ceva anume? Mă uitam, deci poate găsesc azi e 6 iulie. Da, hai să vedem, 6 iulie. 6 iulie, să văd cum arăta ziua. Cum, până atunci, găsit aici. Ai găsit? Da, ce s-a întâmplat în lume în ziua de 6 iulie 1958, mă întreabă Vlad. Ai fost curios să afli? La ce rând, pagină ești? E la pagina 24. Adică, în primul rând, a răsărit soarele. După calendar era duminică dimineața. Clopotele bisericilor din Moldova chemau oamenii la liturghie. Și nu numai cele din Moldova. Întâmplător am aflat că, statistic, populația lumii număra mai bine de 2 miliarde și jumătate de viețuitori în anul 1958. Azi este de 8 miliarde. Strașnic spor de conpământeni în aceste puține totuși decenii. Dar cu cât suntem mai mulți, cu atâta suntem mai singuri, parcă. În calendar ortodox sunt sărbătorit Sfântul Sisoie cel Mare și Sfânta Mucenică Lucia. În cele evanghelii e sărbătorit Jan Hus, iar în cel anglican, filozoful Thomas Morus. La nivel planetar este ziua internațională a sărutului. Nu mi-este indiferent această sărbătoare, acum știu de unde mi se trage. Deși grea povară pe bietul sărut, Iuda l-a compromis pentru eternitate. Și mai am aici ce ai aflat despre ziua nașterii tale și spun că am fost născut acasă, nu la maternitate, nici la vreun dispensar medical. A venit mașa satului, Agripina, să o ajute pe mama la naștere. Mama, așa cum își mai aducea aminte, s-a dus dimineața la câmp, la muncă, la secera grâul. Nu s-a simțit bine și s-a întors acasă. Așa mi s-a povestit. Mi-l imaginez pe tata încălzind apa pentru eveniment, că era nevoie de apă caldă, presupun. Mergeau toți în vârful picioarelor prin curte să nu deranjeze, să se întâmpla ceva. Nașterea și moartea au același mister, creează un fel de panică. Vecinii își spuneau unul altuia peste gard, naște Maria. De mii de ani, Maria naște, în aceleași chinuri, cu aceleași speranțe, iar fiecare naștere este o întemeiere. Nu cred să fi fost vreodată altfel. Așa este. Adrian, să ne întoarcem un pic la, spuneam, comparațiile dintre astăzi și ce a fost înainte de 89 și plânge bocetele unora că era mai bine atunci, sunt, adică nu poți să le discuți dacă nu știi despre ce e vorba. Eu te întreb altfel. Îți imaginai că tu, Adriana lui Gheorghe, poet la începuturi numai, da? Vei ajunge momentul în care să fii publicat în China și să te duci în America să fii publicat și acolo? Ca să iau două extreme. Adică America, cum am apărut și la Moscova. Lumea binelui, da? Ai fost și la Moscova. Am apărut în literatura da. Gazeta cu o pagină de poezie. Deci, dacă gândim lucrurile așa, vedem din start diferența dintre acum și ce era atunci. Evident. Nu mi-aș fi imaginat. Cum a fost în America? Că ai fost în America. Da, am fost în America.
America, m-am dus în primul rând să văd dacă America există. Este un... America pe care o vedem noi? Da. Și dacă există? Există. Este un volum de proză elvețian apărut în limba română. America nu există. Așa se cheamă volumul de proză. Mă obsedează. Și l-am luat ca leitmotiv la plecarea în America. Evident că m-am dus cu, hai să zic, cu un profil cultural al Americii, recunoscând că literatura americană este literatura secolului 20, indiscutabil. E mare literatura din care ne-am nutrit, dar nu m-am dus pe suport literar, m-am dus la o invitație a mitropolitului român Nicolae, al Bisericii Ortodoxe Române în America, în cele două Americi, pentru că s-au împlinit 20 de ani de la înființarea mitropoliei românești, care are sediul la Chicago. S-au împlinit 20 de ani la Sfinții Constantin și Elena, Sfinții Împărați Constantin și Elena, și am fost invitat acolo împreună cu Părintele Stares de la Putna. A fost o invitație oficială, într-un cadru oficial, dar pe lângă lucrurile oficiale, întâlnirile cu comunitățile românești din America, din Detroit, din Chicago, din New York, din San Francisco și așa mai departe, am avut și posibilitatea să văd o America la ea acasă. N-am găsit argumente pentru mine să rămân acolo, pentru că eu încă mai cred că România este predestinată și limba și cultura română sunt predestinări, o demonstrez altfel și în carte, dar e o lume foarte interesantă din care am extras niște subînțelesuri care se regăsesc într-o serie de poeme americane. A apărut în România Literar o parte, da, așa, numărul cel mai recent. Vor apărea câteva pagini în revistele Argeș, Expres Cultural, în Viața Românească și așa mai departe. Dar vreau să zic că nu ne-aș fi putut imagina în 1989 sau mai înainte, sau în copilărie, că voi ajunge vreodată acolo, deși imaginativul, prin cărțile pe care le citeam, mă plasa uneori chiar în inima New Yorkului. Ia spune-mi un pic, America românilor există acolo? Vorbesc de comunitate, de spirit... Da, în afară de biserică. Am avut două, în afară de biserică. Am avut două conferințe. Una am avut-o la o mănăstire Middletown, în apropiere de la vreo 80 km de New York. Acolo au venit tineri români, născuți în America, cea mai mare parte, alții născuți în România, ajunși acolo, de nivelul studenției, cei mai mulți erau și mai mici chiar. Au fost 450. Un pic mai mult decât la lansarea lui Cărtărescu de carte, deci, în America. Deci 400. Acolo au fost, am înțeles, atât de mulți încât intrau într-o cămăruță. Da. Așa. Deci au fost 450 de tineri într-o tabără. Le-am vorbit despre România. Nu i-am îndemnat să se întoarcă. Care a fost reacția? Nu i-am îndemnat să se întoarcă. Nu i-am îndemnat să rămână acolo. Le-am vorbit despre o Românie reală. Pentru că ceea ce am observat la românii care au plecat din țară, nu neapărat în America, și în Spania și peste tot, încearcă să își transmită unul altuia imagini dintr-o Românie precară, o Românie întârziată în istorie, o Românie urâtă. Încearcă pentru a-și consolida moralmente statutul lor actual. Ei, eu le-am spus că România s-a schimbat. Și România s-a schimbat, esențial. Nu putem nega lucrul acesta. Le-am vorbit despre limitele libertății din România, despre limitele libertății din America, comparativ cu cele din România, pentru că în America ești mult mai bine controlat și mai expus decât în România. În România încă se trăiește foarte bine în momentul ăsta. Se din punctul acesta de vedere. Din punctul ăsta de vedere și din multe alte puncte de vedere. Americanii muncesc până la epuizare. Zilele lumină sunt pentru muncă, distanțele sunt foarte mari. Trăiesc, cred că cei mai fericiți americani și românii, e număr printre ei, sunt cei care reușesc la capătul anului să-și plătească impozitele.
Deci plata impozitelor este culmea fericirii pentru un locuitor. Imaginea este terifiantă. Este terifiantă. De exemplu, ca să trăiești în New York, nu poți trăi fără 160.000, 180.000 de dolari pe an. Dolari pe an, atâta. De persoană sau de familie? De familie. De familie. Ori asta înseamnă foarte mult. Înseamnă, asta este minimul posibil ca să poți supraviețui acolo. Și pentru asta muncesc foarte mult. Am întâlnit români genii care lucrează în locuri extraordinar de bine favorizate. De exemplu, un domn, Răzvan Geba, este șef de catedră la o universitate din America, în Rochester, matematician născut la Iași, care e o capacitate mondială și îl țin americani acolo în puf. Însă puf aurit. N-am văzut fericirii pe chipul lui. N-am văzut fericirea pe care ar avea un român realizat în România. Acolo sunt realizați într-adevăr. M-am mândrit, am văzut foarte mulți români care sunt bine cotați, în general sunt muncitori, foarte muncitori și bine apreciați, însă au nevoie de să comunice. Și atunci suportul bisericii este determinant. Și-au creat, au adus biserica cu ei, nu biserica, i-au urmat, ce-i drept. Dar vreau să zic că ei țin foarte tare la biserică și la liturghii, vin de la distanțe de 6 ore de mers pe autostradă. A, zice, zice, 6 ore atât am făcut, nu e o problemă. Nu e o problemă, zice, dar am venit la liturghie. Ideea este că ei își câștigă biserica acolo, muncesc pentru ea, luptă pentru ea, pe când aici o avem la îndemână și ne putem permite chiar să o neglijăm. Bun, acum aici e o întreagă discuție. E o întreagă discuție, evident. De ce se întâmplă lucrul ăsta și cum și poate o să discutăm o dată la modul serios relația asta biserică-societate în perioada... De acord, perioada în condițiile în care, știi, eu sunt reprezentantul Mitropoliei Moldovei, tocmai. La Adunarea Națională Bisericească și putem vorbi despre lucrurile astea care sunt sensibile, dar foarte importante. Care trebuie discutate până la urmă, trebuie să încetăm să ne mai ascundem după lucruri. Eu am spus mai în glumă, mai în serios luni, că în județul Neamț crește producția de preșuri pentru acoperit lucruri în perioada asta. Și ar trebui să avem tupeu, că până la urmă de curaj nu mai poate fi vorba, să discutăm lucrurile, să le spunem, în ciuda celor care spun, doamne, stai un pic, că nu trebuie toate chiar așa scoase. Ba da, toate lucrurile trebuie scoase, spuse și discutate, că altfel nu se mai poate. Cred că ar trebui să existe un moment zero în societatea românească, nu la Neamț. Neamț e un loc în care se înfundă mersul trenului. 0 minus 10. Așa, da. Ideea e că ar fi să fie un moment zero când cei care fac politică, care fac administrație să spună da, din momentul ăsta, hai să ne facem o țară frumoasă, că avem pe ce lucra. Avem o țară extraordinar de frumoasă. Uite, ești consilier local, ai fost implicat într-o mulțime de lucruri în județul Neamț, cunoști lucruri. Eu nu pot să înțeleg, pot să-mi spui orice. Cum? Toți factorii decizionali nu se uită la ceea ce înseamnă spitalul, nu numai spitalul din Piatra Neamț, sistemul sanitar din județ. Că spunem spitalul, acolo e un punct terminus și la propriu și la figurat pentru foarte multă lume. Da? Este inimaginabil ce se întâmplă în ultimii ani, dar nu numai în ultimii ani, mai de mult, cu spitalul județean de urgență Piatra Neamț. Tot spun, doi, nu se mai poate. Haideți, bre, oameni buni, lăsați-o naibii că mor oameni. E de noaptea minții. Nu știu dacă ești la curent, dar bănuiesc că ești la curent cu ce se întâmplă în spital. Mai puțin. Ideea este, dacă pe Nero îl judecăm și acum pentru că a incendiat sau n-a incendiat Roma, aici văd că a fost un incendiu cu foarte multe victime. Trimiterea e foarte subtilă, de la o candelă. Da.
Așa. Trimiterea e foarte subtilă. Evident. Și... Nici asta nu știam. Deci de la o candelă, nu, problema este alta, Adrian. A luat foc o secție ATI. De la... Și cauza este o candelă. Cauza reală nu o spune nimeni. Spitalul ăsta nu era un spital conform, ca să mă refer la cuvintele lor din hârtii, pentru ca el să funcționeze ca spital COVID. Deci, dom'le, aia este cauza adevărată pentru care candela respectivă a venit, cum să spun eu, ca un factor declanșator. Dar problema este că nu, spitalul nu era pregătit, nu avea trasee, nu avea logistica necesară pentru ca să poată trata pacienți COVID. O să spună cineva, ești nebun, unde se putea întâmpla asta? Păi, chiar nebun noi fi, dar inițial acolo era un alt spital trecut, s-a schimbat, nu știm nici astăzi cine a hotărât să schimbe lucrul ăsta. Să iasă cineva, doamne, eu sunt ăla care am hotărât să nu mai fie Romanul, să fie Piatra Neamțul. Că era mai bun Romanul, că era mai prost Romanul, nu știu. Da, nu a existat o analiză prealabilă. Ideea este că românii din străinătate au un argument pe care îl folosesc în orice discuție să nu se întoarcă. Care sistemul de sănătate. Îi spun, da, România s-a schimbat, se mănâncă bine, se trăiește bine, lumea e mai relaxată mental. Dar, zice, sistemul de sănătate, zice, când ajungem la bătrânețe, la boală, ne uităm cu spaimă. Deci ăsta este argumentul pentru care nu se întorc mulți. În același timp, tot vorbeam de românii de acolo, am întâlnit foarte mulți români care vor să se întoarcă. Nu știu cum să o facă, pentru că au un copil, doi născuți acolo, școală și așa mai departe. Comunitate. Am întâlnit o familie, de exemplu, cu 5 copii din New York, care a cumpărat teren lângă Mănăstirea Pângărați și vor să se întoarcă în România, ei sunt din Galați, lângă Mănăstirea Pângărați au cumpărat teren deja și vor să facă o casă. Deci există și această tendință. Da, e o Românie în afară destul de interesant. În același timp, dintotdeauna a existat acest exod. Dintotdeauna a existat acest exod dintr-o lume în alta, din lumea veche în lumea nouă. America e mereu văzută ca o lume nouă, deși, zic eu, nu sunt foarte mari diferențe între America și Europa. Europa are o așezare mai temeinică pe o cultură mai verificată pe mai multe secole, pe când America prospectează. E într-o continuă căutare. Ne apropiem de finalul emisiunii. La 65 de ani, Adriana lui Gheorghe, ce-și dorește? Ideea este că alaltăieri aveam 25 de ani, alaltăieri. Și acum a făcut 65 în câteva zile. Nu știu, cred că ne dorim ani, zile, să putem scrie, pentru că asta ne ține și asta m-a ținut pe mine toată viața. Nu-mi doresc lucruri nemaipomenite, pentru că e o perioadă de început, să zici, când îți dorești să cucerești lumea. După care te oprești și începi să admiri lumea. Acum admir. Mă uit la oameni, mă uit la flori, mă uit la curtea casei părintești, mă uit la cei din dragma mea. Frumoase flori. Așa, foarte frumoase. Așa. Deci admir. Sunt în faza în care admir. N-am fost certat cu lumea, așa că nu am ce să iert lumii. Și mai ai câțiva. Dacă pot să-mi duc la capăt să-mi public jurnalele, pentru că eu am scris jurnal în toată perioada, de pe la 20 de ani până mai zilele trecute, dacă o să reușesc să public și jurnalele mele, care sunt jurnale de idei, nu jurnale de fapte, pentru că am considerat că este neînsemnat să scrii toată ziua ce ai făcut, sau amănunte, chipuri și așa mai departe, nu. Am scris jurnal de idei și am publicat deja în câteva reviste pagini din jurnalul ăsta. După cum observ,
pe ecran, noi îți transmitem felicitare. Mulțumesc mult. Îi mulțumim lui Bogdan pentru gest. Mulțumesc mult pentru asta. Consider lansarea absolută a cărții, care aici a apărut de câteva zile aici. O să și consemnez lucrul acesta. Și doresc, aș vrea ca cât mai mulți oameni să citească această carte. Se vor regăsi cu nume sau fără nume, dar se vor regăsi foarte mulți, din, plecând din satul meu, Topolița, până în lumea din București. Cu acceptul tău, o să-ți cer permisiunea ca din când în când în Mesagerul să selectăm niște lucruri, sigur, pe care să le publicăm cu acceptul drag tău. Cu mare drag. Și vreau să închei emisiunea așa. De ziua lui Adriana lui Gheorghe, la 65 de ani, a apărut numărul 586 al Mesagerului de Neamț, care își face, cum să spun eu, o datorie de onoare să promoveze cei 12 elevi de 10 la evaluarea națională. Adică aici e baza. Este, aici e baza, eu zic că copii este un efort redacțional deosebit să iei, să-i prezinți pe acești copii și nu numai efort redacțional, pentru că nu prea să mai fac lucrurile astea în presă, vorbesc de presă scrisă. Și tot astăzi, de ziua lui Adrian lui Gheorghe, a apărut numărul 8 al revistei Săteanului de la Munte, Ecoul Munților, editată cu sprijinul Mesagerului de Neamț, care este unică în peisajul presei românești, niște oameni încăpățânați de pe Valea Muntelui în frunte cu profesor Daniel Diaconu, s-au nevoit să scrie despre zona lor. Și îți spun că dacă ai răbdare să citești, este cea mai densă revistă de genul acesta, ziar revistă, cu oameni din zonă, cu scriitori la nivelul zonei, cu poeți, cu profesori, cu elevi, cu meșteșugari, cu tot ce vrei acolo, eu aș recomanda-o tuturor. De exemplu, Portul Popular Românesc, studiu de craz la Grințieș, Cântecul Speranței și a Libertății sau Viața lui Grigore Caraza, Ersilia, o Amazoană anilor 20, Tineri de seama ai Ținutului Neamțului, Gheorghe Negustor. N-am auzit de el. Am citit aici și am văzut că era o personalitate a zonei. Deci lucruri, Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, foarte interesant materialul publicat aici, cu lucruri inedite. În America am găsit urmele lui Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa peste tot. A fost un spirit extrem de dinamic. I-a adunat pe români, le-a dat speranță românilor, chiar înainte de 1989, și de asemenea am găsit urmele lui Roman Braga, unul din membrii Rugului Aprins, am fost la mormântul lui. Uite, un subiect pe care trebuie să-l discutăm, Rugul Aprins, pentru că am văzut în arhivele CNSAS, apropo de fenomenul Pitești, numele unui pietrean care spune acolo: eu l-am bătut, mă rog, și vorbim atunci. E vorba Daniel Sandu Tudor? Cel bătut. Și apare un pietrean care spune. Deci sunt lucruri, o să discutăm. Eu am făcut vreo 14 ediții din zile Daniel Sandu Tudor la Spitul Cardinal. De asta am și deschis discuția. Așa, și ele vor fi reluate pe rarău. Cred că din toamna acestui an vor fi reluate. Abia aștept să fiu și eu acolo. Cu mare drag, împreună cu părintele stareț Melchisedec de la Putna, încercăm să facem pe Rarău, la mănăstirea la care Daniel Sandu Tudor a fost stareț o vreme, și călugăr, acolo am vrea să facem, să refacem Rugul Aprins. În condițiile de astăzi, nimic ascuns, totul la vedere, pentru că când apare ceva, un fenomen, un fapt în biserică, apare o grămadă de discuții și toți caută subtexte. Ori nu. Noi trebuie să mergem cu lucrurile la vedere. Mi-aduc aminte de unde a pornit toată această văpaie a Rugului Aprins, cu acea rugăciune care, de la care porneau discuțiile lor, da. Și mă gândesc că
este foarte actuală o discuție pe tema Absolut. Asta. Și în măsura în care cultul și cultura astăzi, pentru că până la urmă asta a fost fondul rugului aprins, cult, cultură, combinate, scriitori și oameni din biserică, cărturari din biserică, s-au pus la oaltă pentru a da o definire exactă a culturii române la un moment dat. Ne oprim aici, încă o dată la mulți ani, cele bune. Dacă e vreo manifestare astăzi pe undeva prin oraș despre Adrian lui Gheorghe, o să dăm o știre și te anunțăm și pe tine. Numai bine, oameni buni, asta a fost emisiunea de astăzi. Ne întâlnim mâine la o altă ediție a emisiunii Cafeaua de dimineață, dacă vom putea să mai vorbim. Cele bune!